Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Ploiești, au dispus încă din vara anului 2013 trimiterea în judecată a viceprimarului Raul Petrescu, alături de alți inculpați în același dosar. Miercuri însă judecătorii Tribunalului Prahova au pronunțat soluția. Viceprimarul municipiului Ploiești, Raul Petrescu, trimis în judecată de DNA, a fost condamnat la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la cumpărare de influență. Alături de acesta, alte 3 persoane au primit aceeași pedeapsă. Viceprimarul Raul Petrescu a fost acuzat după ce a rugat un inspector de asigurări, acuzat și el în dosar, să intervină pe lângă funcționari de la permise, pentru ca o persoană să fie reprogramată mai repede la examenul auto. Edilul Ploieștiului nu a dorit însă să comenteze decizia magistraților, afirmând că o va ataca în instanță. Judecătorii au condamnat și alte 3 persoane, astfel Bogdan Lucian și Nicolae Neacșu, acuzați de cumpărare de influență, dar și Adrian Alexandru Oprea, trimis în judecată pentru trafic de influență, au primit aceeași pedeapsă cu o încercare însă de 2 ani și jumătate.